Tradiții religioase de Rusalii Disciplina Religie cultul ortodox Clasa a doua Bine v-am găsit, dragi elevi! Vă plac tradițiile și obiceiurile religioase legate de marile sărbători creștine? Excelent! Puteți să dați exemple de sărbători de primăvară unde întâlnim tradiții religioase? Așa este: floriile, Sfintele Paști. Este bine să știți că, pe lângă aceste frumoase tradiții legate de sărbătorile de primăvară, creștinii dețin și alte tradiții religioase. Tradițiile religioase sporesc bucuria sărbătorilor în inimile noastre. Puteți să numiți o sărbătoare mare și frumoasă de primăvară care ale are loc la 40 de zile de la învierea Domnului. Foarte bine! Înălțarea Domnului! Este bine să știți că, la 50 de zile de la învierea Domnului, întâlnim la creștini o altă mare și importantă sărbătoare, sărbătoarea rusaliilor. Voi știți cum se mai numește această sărbătoare? Bravo! Pogorârea Duhului Sfânt În clipul de astăzi vom vorbi despre tradiții religioase de Rusalii și vom descoperi împreună tradiția împodobirii bisericilor cu frunze de nuc sau de tei și slujirea holdelor. în Duminica Rusalilor există obiceiul ca oamenii să aducă în biserici ramul de nuc sau de tei. Preoții binecuvintează ramurile ce simbolizează darurile cele bogate ale Sfântului Duh, iar creștinii pleacă cu ele acasă și le pun la icoane în semn de respect față de Dumnezeu. Rânduiala de binecuvântare se încheie prin stropirea ramurilor cu apă sfințită. voi mergeți la biserică și primiți ramuri binecuvântate. Sunteți minunați! Haideți să vedem împreună de ce creștinii sunt atât de bucuroși să participe la Sfânta Slujbă și să primească ramurile de nuc sau de tei cu care își împodobesc casele. Sărbătoarea Rusaliilor ne amintește tuturor de pogorârea Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli în ziua cinzecimii sub formă de limb de foc. Aceasta s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimiși să binevestească Evanghelia la toți oamenii, în toate limbile pământului. Astăzi, crenguțele de nuc sau de tei binecuvântate și împărțite credincioșilor simbolizează atât darurile cele bogate ale Sfântului Duh, cât și limbile de foc care s-au pogorât peste ucenici în ziua Cinzecimii poate vă întrebați, de ce sunt binecuvântate ramurile de tei sau de nuc și nu alte ramuri? Tradiția creștină a ales ramurile de tei și nuc deoarece acestea redau cel mai bine forma limbilor de foc prin care s-a arătat Harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos. În țara noastră s-a păstrat din vechime obiceiul strămoșesc și foarte frumos de a se împodobi în această zi nu numai bisericile, cât și casele cu frunze de nuc sau de tei, în amintirea pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, în formă de limb de foc. Această împodobire simbolizează speranța în belșugul și bunăstarea anului agricol căci tot în această zi se sfințește și holdele, pentru roade îmbelșugate. Verdeața este totdeauna icoana bucuriei. Este bine să știm, dragi elevi, că în această zi noi nu cinstim crengile de tei sau de nuc, ci îl avem în centru pe Duhul Sfânt Dumnezeu, care se coboară și sfințește biserica. să reținem. Tradițiile religioase sporesc bucuria sărbătorilor în inimile noastre. În Duminica Rusalilor are loc binecuvântarea crenguțelor de nuc sau tei. Ele simbolizează darurile Duhului Sfânt și limbile de foc care s-au pogorât peste ucenici în ziua cinzecimii. Tot în această zi se sfințe și holdele pentru roade îmbelșugate. Ne jucăm și învățăm. Tradiția o păstrăm, pe Duhul Sfânt lăudăm, cu ele ca să le împodobim, de daruri sfinte amintim. Ce sunt? Foarte bine, ramuri de nuc sau de tei. depus la suflet. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Faptele Apostolilor Webografia imaginilor